Era puțin după ora 10 dimineața și sute de familii dintr-o suburbie a orașului Chicago se pregăteau să urmărească parada de 4 iulie, când totul s-a schimbat brusc. Au început să se audă focuri de armă, iar panica i-a cuprins pe oameni. And we ran behind the building and I put my son in a dumpster and he sat there with his dog and I went back to look for the rest of my family. I remember hearing shootings and going like that's and then reloading and then again and people screaming and running. It was just really traumatizing. Atacatorul a tras la întâmplare în mulțime de pe acoperișul unei clădiri comerciale. Au omorât 5 oameni pe loc, iar un al șaselea a decedat ulterior la spital. Cel puțin 36 de persoane au fost rănite de gloanțe sau în urma busculadei. După mai multe ore de căutări, poliția l-a reținut pe suspect, un tânăr de 22 de ani. This individual is believed to have been responsible for what happened and the investigation will continue. Charges have not been approved yet at this time and we're a long way from that. There's still a long investigation and... Incidentul de la Chicago a umbrit ziua națională. Președintele Biden s-a declarat șocat de această violență și a ținut un minut de reculegere la Washington unde a participat la ceremoniile de 4 iulie. But each day we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy. Nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it, and earn it by voting. Ziua Națională a Americii a început prost și s-a încheiat la fel. Aseară, în Philadelphia, a avut loc un atac armat în timpul unui concert de 4 iulie. Doi polițiști au fost împușcați, dar au supraviețuit. Deocamdată nu a fost reținut sau identificat niciun suspect. America se confruntă cu un val de violență armată fără precedent, cu mai mult de 300 de atacuri anul acesta în care și-au pierdut viața peste 20.000 de oameni.